Ca toți oamenii, Drăgan Muntean avea locul lui drag, pe care îl cânta mereu și îl purta oriunde în lume. Spunea despre marele doinitor, regretatea realizatoare a emisiunii Tezaur Folcloric Marioara Murărescu. Festivalul Pădurenilor s-a născut din respectul lui Drăgan Muntean față de valorile culturale și tradițiile pădurenilor și din dorința de a le face cunoscute lumii întregi. Scopul acestei acțiuni este tocmai acesta, de a ne întâlni, de a se întâlni oamenii care au plecat din aceste sate și mai mult de atât, de a vedea cine sunt acei oameni care îndrăgesc pădurenii. Și au venit din Bucovina, au venit din Maramureș, au venit din Banat, din Oltenia, de peste tot. Nu e prea devreme să-ți transform casa în muzeu? Gândul meu a fost dintotdeauna ca acest sat și acești oameni să fie cunoscuți și de altă lume. Și m-am gândit că venind numai să se întâlnească cu oamenii este prea puțin. Și am zis să se întâlnească și cu ceea ce au făcut ei și ceea ce au făcut să se vadă în acest muzeu din casa părintească, pentru că, de ce să nu spun, este un respect pe care îl port părinților și nu numai lor, și oamenilor din acest sat, adunând obiect cu obiect, dintre cele mai mici până la plugul de lemn, până la căruța de lemn care se află în curtea casei și arătând copiilor și celor care vor veni că acestea au fost lucrurile și obiectele de care s-au folosit pădurenii. Moștenirea lăsată de Drăgan Muntean, prematur plecată dintre noi, este apreciată și în zi de azi de mii de oameni, iar dorința lui Drăgan Muntean de a-i aduna pe toți pădurenii de pretutindeni pe dealul Cornetului este respectată cu sfințenie de Consiliul Județean Hunedoara. Suntem în 2024, la cea de-a 43-a ediție a festivalului, început aici în Pădurenime, început și continuat cu mare grijă, cu mare grijă față de oameni și de tradiții, de către Drăgan Muntean. Noi, generația tânără, suntem datori să ducem mai departe ceea ce el a început, așa cum spuneam, cu dragoste de oameni. Eu vă mulțumesc tuturor pentru faptul că sunteți și în acest an alături de noi. Vreau să le mulțumesc și celor veniți de departe, pentru că știu că sunteți și de pe alte meleaguri și să vă doresc din suflet să vă simțiți bine aici în Hunedoara și în Ținutul Pădurenilor. Vreau să le mulțumesc colegilor mei, indiferent că vorbim despre organizatori sau despre corpul artistic al ansamblului profesionist Drăgan Muntean, ansamblu care duce numele marelui interpret nu doar aici, în Pădurenime. Numele marelui interpret și al județului Hunedoara a fost dus în acest an și la Chișinău și la Iași și la Timișoara, peste tot s-a vorbit frumos despre Hunedoara și despre pădureni. Nu mă lungesc și vreau să vă spun doar atât. Să vă dea Dumnezeu sănătate, mulțumiri și vă așteptăm de fiecare dată alături de noi. Suntem datori până la urmă să le punem pe fiecare în valoare. Cu atât mai mult dacă este vorba de dealul Cornetului și de dorința marelui nostru artist hunedorean și român, Drăgan Muntean. Pentru noi, Consiliul Județean Hunedoara, pentru președintele Laurențiu Nistor, este foarte important să fim parte, ca organizatori, din toate aceste frumoase festivaluri, care nu fac altceva decât să ducă mai departe o tradiție. O ducem mai departe și o predăm până la urmă, asta ne propunem copiilor noștri, pentru că dacă uiți locurile și dacă uiți folclorul în care te-ai născut, consider că ești orfan, e ca atunci când îți pierzi mama. Și din cauza asta e o treabă foarte bine făcută de colegii mei aici și țin să-i fericit și să-i asigur în continuare de întregul sprijin al Consiliului Județean Hunedoara. Este cel mai important lucru că se duce ceea ce el și-a dorit atât de mult. Festivalul Pădurenilor de aici, de la Poienița Voinii, care el chiar a vrut să fie la Poienița Voinii, iar ceea ce se întâmplă în aprilie la Deva este extraordinar. Este ceva care tinerii care vin acolo au o calitate aparte. Duminică, la 43-a ediție a Festivalului Pădurenilor, iubitorii folclorului autentic și al plaiurilor pădurenești s-au bucurat de peisajul natural și de spectacolul organizat în amintirea marelui doinitor al Ardealului, cel care a dus faima portului și tradițiilor pădurenilor peste hotare. Pădurea noi, pădurea, la 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 la
la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ca în fiecare an, plaiurile încărcate de istorie și tradiții ale pădurenilor au adus la oaltă familia, prietenii, foști colegi de scenă, dar și oameni din toate colțurile țării pentru a-l omagia pe cel care a dus faima acestor locuri peste mări și țări. Amintirile depănate de familie și cei apropiați, precum și continuitatea festivalului, l-au trecut pe Drăgan Muntean, pe răbojul nemuritorilor. Bună ziua! Uite, eu am aflat de aici de la oameni că ați fost prietenul cel mai bun al lui Drăgan. Ce frate, mai bun ca un rate a fost. Când eram copilărit, când o pleca la Deva, la școală. Dar de ea nu mai nască și nu mai sunt și nu mai fi până filul. Nu pot să vă spun de plin. Doinitor și-a fost ăsta, nu mai există pe fața pământului, vă spun din set suflet. Avea 7-8 ani și meream la vițe, la oi, la purși, duceam purși pe când. Și era un bătrân de 90 de ani abia atunci. Aplauze pentru mare. Și l-auzea bătrânul la cântin. Ei, și ala copilul Solomon, așa zicea la bunicii, stă bunicii lui. Numai ala mai cânta așa cum cântă el. A pe de ăștia nu se mai nasc, dar nici nu mai sunt veacul, veacul. Ala și nu auzea cântin și doinin. Inima în el o plâns. Apoi eu cât o-i trăi, eu nu zoi. Păcat că s-a dus așa de repede la Dumnezeu. Am avut ocazia, înainte de a se duce, cu o zi înainte să-l întâlnesc, să-l îmbrățișez, înainte de a-și da obștescul sfârșit, am stat de vorbă, invitându-l la mine acasă, pentru că în timpul liber eu am avut și altă îndelenicere, îmi place să pictez. I-am pregătit un tablou cu marele patriot Avram Iancu. Am venit să comemorăm un număr de ani de când a plecat dintre noi. A fost un om de o modestie, de un talent, un bun simț și un om adevărat. Deci pot să spun că a fost în primul rând și în primul rând om. După aceea a fost profesorul Drăgan Muntean, că așa a început cariera. Mai târziu și-a schimbat profesia și a lucrat în Ministerul de Interne. Și după aceea pot să spun artistul Muntean Drăgan, pentru că era un om de o aleasă omenie. E foarte frumos. Pentru prima dată am zis meleagurile frumoase, păduri, ca și la noi, în comună. Foarte mult îmi place. E vărul meu, a fost vărul meu primar. Da, da, îl plângem și în ziua de astăzi. Vă bucură sufletul că se fac eforturi pentru a păstra amintirea lui în festivalele acestea? Da, 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 da. Foarte frumos. Și în fiecare an ne prezentăm pe dealul cornetului și îl cântăm cu bucurie. Păi cum să nu-mi placă că aici ai festivalul Drăgan Munteanu, cumnatul meu, ca pe vin cu tădragul, că fost cumnatul meu. Păi venim la orice ce este frumos, în județul nostru, județele învecinate, aici la 43-a ediție a Drăgan Munteanu, s-a nimerit și un timp foarte frumos, și oameni veseli, și oameni cu bucurie. Este o onoare pentru mine, să știți, și o mare bucurie. Și în primul rând vreau să-i mulțumesc organizatorului și directorului festivalului, colegul meu Ciprian Roman, pentru invitația făcută. În primul rând întrezește amintiri, pentru că eu cu regretatul Drăgan Muntean am debutat în emisiunile Tezaur Folcloric realizate de către regretata Mărioara Murărescu în urmă cu 30 și ceva de ani. De la el am primit sfaturi, am privit numai gânduri bune de încurajare, era ca un al doilea părinte pentru mine. Așa că odată cu această invitație chiar m-am întors în timp și mi-aduc aminte de acele momente frumoase când mă întâlneam cu Drăgan Muntean în emisiuni. Am cântat împreună la Țebea, multe, foarte multe locuri, și așa că este chiar emoționant. Și eu îl simt aproape pe Drăgan. L-am cunoscut înainte de a pleca în lumea celor fără de dor.
pentru că ne întâlneam adeseori la spectacole, la filmări, la București și tocmai de aceea, în memoria lui, totdeauna vin cu drag și cu emoții aici, la Păinița Voinii, pe dealul Cornetului. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Hunedoara prin DGAMPT Hunedoara și Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara, în parteneriat cu administrațiile locale din comunele Ghelari și Bunila.